3 hectare de vegetație au fost mistuite pur și simplu de flăcări ieri în localitatea Doba, comuna Dobrin. Focul care a pornit de la igienizarea necorespunzătoare a miriștii risca să se extindă și la pădurea din apropiere. Pompierii chemați să intervină au reușit să împiedice propagarea flăcărilor. În ultima perioadă, spun pompierii sălăjeni, incendiile de vegetație sunt la ordinea zilei, iar de cele mai multe ori de vină este neglijența oamenilor, care își curăță terenurile și lasă apoi focul nesupravegheat. În această perioadă în care agricultorii își igienizează terenurile, incendiile de vegetație sunt motivul principal pentru care se solicită intervenția pompierilor. Marți după amiaza, în localitatea Doba, 3 hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări. Incendiul s-a produs la aproximativ 300 de metri de pădure. Ieri după masă, Garda Cehu Silvaniei, împreună cu SVSU Dobrin, au fost solicitați să intervină la un incendiu de vegetație uscată în localitatea Doba. Focul scăpat de sub control, s-a extins și au ars aproximativ 3 hectare de vegetație și au fost afectați circa 4 ari de cultură de viță de vie. În contextul în care numărul incendiilor de vegetație a înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă, pompierii recomandă respectarea unor reguli elementare atunci când se efectuează igienizarea terenurilor agricole. În ultimele zile s-a observat o incidență crescută a incendiilor de vegetație uscată. Pe această cale, pompierii sălăjeni vor să recomande cetățenilor care execută măsuri de igienizare la terenuri și la resturi vegetale să respecte câteva prevederi generale. Cele mai importante prevederi sunt următoarele. Această activitate se va realiza în condiții meteorologice fără vânt, colectarea vegetației uscate și a resturilor vegetale în grămezi, a căror ardere să poată fi controlată, executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fundul forestier, construcții și să nu afecteze rețelele electrice de comunicații, conductele de transport de gaze naturale, produse petroliere, ori alte bunuri materiale combustibile, desfășurarea arderii să se realizeze numai pe timp de zi și, de asemenea, supravegherea permanentă a arderii. Nu în ultimul rând, se va asigura mijloacele și materialele pentru stingerea eventualelor incendii și, cel mai important aspect, nu se va părăsi locul arderii până la stingerea totală a focarului. Trebuie ținând cont și de faptul că lucrările de ardere se pot face numai după obținerea permisului de lucru cu focul, de la primăria pe raza căreia se va efectua arderea și doar în anumite condiții.